Un orășel ca Strășenii, la vreo 25 de kilometri de capitală, are piscină, are vreo 3 supermarketuri și uite așa copaci cât casa. Gunoiul pare evacuat la timp. Lumea nu prea crește nimic în grădină. Totul se găsește la magazin. Inclusiv portocale și rodii. Terenuri de tenis, squash și ce alt sport se mai practică aici. E cu plată. Și văd că lumea frecventează. Aparat de spălat bicicleta și de umflat roțele. Băcaleo, asta e o vinărie celebră din zona. Iar numele localității se trage de la măslin, de la azeitão, azeitona. Ăștia sunt copaci de măslin, dar deja lăsați decorativ, probabil au sute de ani. Plantație de viță de vie. Dincolo e altă vinărie, concurentă. Căsuțe de boieri cu motive chinezești sau japoneze, asiatice. Și aici cine știe ce a fost cândva, acum e case de rugăciuni. Autobuzul de la Lisabona spre Setúbal sau invers trece și pe aici. De cei mai mulți se deplasează cu mașina. Localitatea e relativ mică, dar dacă e la drumul mare, au și magazin de automobile. Niște muncitori din IES probabil iresponsabil lucrează fără protecție pe acoperiș. Bun venit la Azeitão. Imediat în centru, din vie. Chiar de la intrare te întâmpină biblioteca, dar nu prea văd lumea aici. Peste drum e o casă mai veche. Casă veche, dar renovate și reutilizate. Satul se cheamă Măslină, dar în centru au un monument al strugurilor. Un fel de parc pentru toată lumea și monument de mărime naturală. Un nene care a murit vreo 20 de ani în urmă și zice că e cetățean activ exemplar. Rufe înșurate la soare. Oamenii stau la terasă, își fac poze, selfie. Dacă e monument de poet, trebuia să-l arăt cumva mai exotic. Și că au cântat muntele de aici din spate. Arabida, care acum e în mijlocul unui parc natural protejat de stat. Pilonii ăștia îmi par simboluri falice, dar poate eu s-o obsedat. Peste drum de parcă e biserica și cimitirul. Și aici un castel enorm. Dar nu o să ghiciți ce menire are. Ne cheamă în beci la ei, deci e fabrică de vinuri. La colț e harta zonei. Ăsta e parcul natural Arabida cu dealul cel mare și satul e pe aici undeva. Unde suntem noi acum. Lisabona e după râul Tejo. Poftim! Castelul vinului construit
mai mult de 200 de ani în urmă. Băi, Tania vine să ceară salariu sau să ochească un loc de muncă după școală. Poartă veche, vitrină modernă. N-o să mă credeți, în căsuța asta mică, modestă, pe colț, e administrația locală. O primărie pentru un conglomerat urban. Trei sate sau orășel ce mai fi el aici. Și că de fapt cândva erau astea două sate, San Lorenzo și San Simão. Și acum l-a făcut comuna Azeitão. Ca să vedeți cât e de mică clădirea comparat cu fabrica de vinuri. Castelul. Și alături de primărie Mercado. Piața, dar văd că e închisă la ora asta. E adevărat că e luni. Șantier izolat corect ca să nu dai praf în ochi trecătorilor. Să nu scap vreun instrument peste pietoni. Dar muncitorul restaurator tot fără cască lucrează. Probabil s-au gândit că e departe administrația și nu o să-i prindă. Am găsit și o băltoacă. Și nu plouă de mult ușor. Am la intrare într-o curte. Peste drum de primărie. Dacă oamenii nu se plâng, primărie și grijă să aibă. Așteptați sus ușa. Beau apă motane de acolo. Bătrâna vine la cuptor. La papa bun. Fațadă cu teracotă, cu balcon mic. Terasă cu verdeață. Oraș, oraș, dar instrumentele agricole se vând. Nu știu dacă și se cumpără. Strada asta la deal era cândva primăria. Acum s-a mutat mai la centru și o leacă mai mare. Nu prea văd oameni pe biciclete și nu prea au infrastructură pentru asta. Dar vremea e foarte bună și dacă mergi pe carosabil și respecti regulile de circulație, te descurci. Și dealul nu mai este așa de mare. Bombeiro și pompieri. Trotuarele libere de mașini. Mai puțin partea aceea. Deci e chinta la ei, cândva era vila. Cine se uită la seriale braziliene știe. O să-i mai zici fazenda. Ca și la noi sunt case părăsite. Sau neterminate, că se vede cărămida goală. Gardul de josuțe. Probabil nu prea au nimic de ascuns. Consideră că asta nu e mare bogăție. Iată și un biciclist fugar. Și iată și blocuri. Ca să nu întrebați de ce e oraș. Ca la Strășeni, cum ziceam. Cine are bani, face reparații sau termină construcție. Cine nu, așteaptă vremuri mai bune.
Oliveira e tot de la măsline, parcă nu, dar în spaniolă. Cândva probabil satul arăta așa. Acum iată e cam așa. Și se cheamă Orășo. Ziua afară e mai cald decât în casă și poți stai cu geamurile deschise. Pini, portocale, cactus, cu roadă bogată, dar nu se grăbește nimeni să o mănânci. Interzis, depozitez gunoi, poți iei amende. E, dar pentru că am luat un fruct de cactus, poate nu mă mai amendează. Mi-am aplicat eu însumi pedeapsa, e plin de ace. Și deja mi-am zdrelit degetele cu ace de cactus. Nu știu dacă apuc să-l mănânc, fructul ăsta, care pare tentant. Copiii zgomotoși ca la noi. Nici o diferență. Supermarket cu parcare, la dos sau la soare. Iată și măslinul de la care se trage numele localității. E amar, crud, dar merge. Pe după blocurile astea frumoase cu obloane, hop, și intrarea în zântirim. Intrarea de la vale. Și alături sunt antene de telefonie mobilă. Nu-și face nenea acela, dar parcă-i dezinfecție. Cimitirile par un fel de muzee sub cerul liber. Ăsta tare îngrijit și modern pare. Nu știu dacă mai au cimitire, dar văd că loc este destul pentru toată lumea și vedeți că e micuț. Secretul între aceia că unii acceptă să fie incinerați. Și iată, căsuțele cele sunt pentru praful ce rămâne după ardere. Undeva în satul vecin este crematoriu. Poftim și civilizație. Unii mai boieroși și-au luat capelă din asta și-au construit din marmură cu coloane greci, în stil grecesc. Aici spune săcriu la un membru de familie și capela e pentru tot familia 1. Nu-i bagă în pământ. Se pare. Da, e cât îl stă aici. Dar așa e mai puțin pretențios, mai ecologic și ocupă mai puțin loc. Probabil un loc de vece e și mai scump de ținut. Toaleta publică e curățică, cu două cabine, are apă curentă, lipsește hârtie igienică, săpunul lichid și șervețelele, dar tot e mai bine decât cum găsești pe la noi, oricum o fi la cimitirul de la Strășeni. Aici pare un sector special pentru bebeluși. Asta cred că e partea veche a cimitirului, exact în spatele bisericii. Rampă de acces pentru persoanele cu cărucior. Să gândesc la toată lumea. Cum ziceam, e fix lângă primărie. Omul ăsta a murit în 48, secolul trecut. Căsuța asta nu scrie când a murit, dar sigur e de multișor. Stai preotul. Padre Luiz! Padre Luiz! Padre Luiz, o cheamă.
uite și programul bisericii. Totul e în portugheză. Opa cu enoriaș. Vărind și mașină o surce. Padre Luiz. Nu știu în ce mașină, dar am intrat la Vodouro, nu știu ce, l-am mâncat. Poliția supraveghează lucrările de construcție. La stația de transport public. Nu știu cum v-a părut, dar mie îmi place combinația asta de vechi cu nou. Chiar dacă poți plăti cu cardul cam în orice local de aici, unii se înghesuie la bancomate să scoată cash. Cam ca la noi.